de un stăpânul ăla. Da, mă, gata, da, mă. Și atacant te avantajează faptul că defensiva lor este una care încă nu și-a creat automatismele. Și au pe Marici, care a jucat un singur meci. Sunt jucători foarte buni. Deci am văzut ultimele meciuri, de mine mi-a plăcut pe Dinamo și îmi place ce joacă Dinamo. Au o echipă foarte bună, nu știu dacă. Și la ultimul meci cu Iași, Fundaș și mi-au plăcut. De obicei, meciuri cu multe goluri între voi și Dinamo. La fel și mâine? Da, sperăm să fie tot un meci frumos, să fie spectacol, să bucurăm suporterii și să scriem mai multe goluri. Ai avut un început bun de campionat. Te gândești, știu eu, și la o convocare din partea selecționerului, la fel ca Răzvan? Nu vreau să mă încar cu mine, dar am mai spus asta. Vreau să mă gândesc la ce trebuie să fac aici, ca să... Dacă va veni și o convocare pe viitor, voi fi foarte fericit. Da, a bismit? Da. Ai luat o pauză la Bătucea? Da, am avut și o problemă la campo, acum sunt bine și sper că mâine se dă. 3 puncte mâine? Da, asta am pregătit în astea 2-3 zile de comiciu cu Botoșani. Ca mâine să câștigăm și să legăm cu a treia. Ați fost convocat și la lot, e o motivație în plus? Da, nu, că acum sunt așteptările mult mai mari de la mine și eu trebuie să joc din ce în ce mai bine, să fac cât mai bine ca să rămân acolo și să mă aprecieze lumea. Te aștept să evoluezi în dubla asta, în deplasare la naționale? Nu știu, vom vedea. Până la lot mai este, deocamdată mă gândesc la meciurile noastre și vom vedea ce va fi acolo. Hagi a spus că obiectivul vostru este menținerea în prima ligă. Dar am auzit pe Aurelian când spunea la Butoșan că trebuie mai mult. Păi normal că ne dorim mai mult și sperăm să intrăm în play-off așa cum am făcut-o și anul trecut. Și după un play-off sperăm să ne plasăm cât mai sus. Avea ca adversar direct pe Gualidază. A făcut un meci bun. Cine, eu? Nu? Nu. Gualidază joacă extrem, eu joc mijlocaș. Benzar. Da, sigur, depinde unde joacă Benzar. Da, da. Corect. Da. Corect. Se mai schimbă. E o schimbare de sistem totuși față de anul trecut. La noi? Da, de joc. De ce? Jucăm tot 4-3-3, același da, joc ofensiv. Da, nu prea mai e 4-3-3. Păi de ce nu e 4-3-3? Păi cine a fost mijlocul? Cum dai dreapta urmă? Bolivu. Kevin. Da, dar am văzut că se transformă în 3. Nu, jucăm la fel, tot 4-3-3, da? Același joc, cu aceeași construcție, încercăm să practicăm același fotbal bun care l-am făcut și am trecut. Același joc. Da, pare schimbat. Probabil că Kevin nu este așa ofensiv cum e Benzar și de asta mi se apără la meciul ăsta așa. De ce ți-ar convenit să l-ai pe Benzar la mijloc sau în bandă? Nu știu, unde crede mister că Benzar joacă mai bine acolo să-l pune pe Benzar. Încă te mai gândești la transferul la Tava Steaua?
mulțumesc mult.